extraordinară a Consiliului Local cu dispoziția primarului numărul 197 din 5 iulie 2019. Sunt prezenți 13 consilieri locali din cei 15 în funcție, deci ședința împlinește condițiile de în clasă desfășura, prin urmărit formă necesar. Să le rog pe domnul președinte să dea conducerea. Bună ziua și bine ați venit! Înainte să vorbesc de ordinea de zi, supun la vot procesul verbal la ședinții anterioare. Cine este? Dacă sunt obiecții. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Da. Se abține cineva? Împotrivă. Ordinea de zi, la ordinea de zi, punctul 5 și 6 se retrag și se suplimentează cu următoarele puncte. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 în anul 2019 și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației puse în scopul realizării obiectivului investițional, concesionare teren în vederea construirii unui parc de aventură, parc și stână turistică, situat în strada Nicolae Bălcescu, FN, zona camping. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind declararea testarea apartenenței la domeniul public al orașului Zrănin Moldova a unor bunuri imobile, urmarea identificării și delimitării conform documentației cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Primar, dacă... Da, bună ziua și bine ați venit la ședința lunară, ordinară. La punctul numărul 1 avem venit cu propunerea să atestăm două loturi de teren. Unul este drumul de la intrarea pe strada Păltinișii, spune acum, pe Stroiu, practic, până sus la izvor, la izvorul de apă sărată, drumul local. Și al doilea lot de teren este pe partea cealaltă a apei, o porțiune de teren rămasă pe lângă apă, care estimăm noi că o să ne fie necesară pe viitor pentru dezvoltarea accesului către proprietăți. Ieri am discutat în comisii, dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă sunt întrebări, dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării branșament locuință la gaze naturale, presiune redusă, strada Ștefan cel Mare, localitatea Slănii Moldova, județul Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. S-a discutat și la comisii, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Supun la vot cine este pentru. Se abține cineva? Potrivă. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării branșament locuință la gaze naturale, presiune redusă, strada izvorului, localitatea Slănii Moldova, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Același lucru, dacă sunt discuții. Discuții nu sunt, în schimb, apropo de ce spunea domnul primar ieri, am stat Irinel, cel care se ocupă din partea ISU de aceste probleme, a zis că ia legătura cu Ionel când o să se întoarcă din concediu și o să o ia pe străzile, știu eu, care nu sunt branșate la rețeaua de gaze. Și zic foarte bine, Irinel. Au tabela, am înțeles, și am mai stat de vorbă și cu o mulțime de locuitori de pe strada Sărăriei, care așteaptă cu nerăbdare să se înscrie pe lista respectivă. Asta era completarea.
Da, am mai discutat și la celelalte ședințe. Trebuie să se specifice câte puncte de consum de gaz este, au nevoie fiecare familie și eventual pentru ce. O centrală termică consumă mai mult decât un ochi de aragaz. Aici aș vrea pentru cei care ne urmăresc materialele noastre filmate pe străzile unde se desfășoară asemenea lucrări. Firma care face șanțul de curent, de apă, de canal, de ce se face, trebuie să aducă strada la starea inițială. Să nu accepte, sau dacă sunt situații, să ne sune, să ne contacteze pe noi ca să acționăm. Și noi am atenționat prin serviciul urbanism del Gaz Grid, în speță pentru instalația de gaze și de curent, să atrag atenția firmelor constructoare. Pentru că avem un caz chiar aici la Sălin Moldova, unde au lăsat un morman așa de pământ, excavat de acolo și ceea ce este neconform. Adică dacă au găsit iarbă, el trebuie să lase iarbă. Însămânțată, frumos, terenul, să-l redea conform cu starea în care l-a găsit. Asta este doar un comentariu, având în vedere solicitările pe care le-am avut. Da. Dacă mai sunt. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Nu s-a ținut cineva. Împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în Sălin Moldova, strada Nicolae Bolcescu, domnului Boieru Constantin, în baza dreptului de preemțiune. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii căsuții comerciale numărul 3 din parcul stațiunii Sălin Moldova, Alea Ducastan. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, s-a eliberat căsuța și luna trecută și vrem foarte repede să o închiriem ca să realizăm veniturile scontate. Știu că la același punct trebuie și propus alegerea unei comisii și vin cu o propunere să păstrăm aceeași comisie ca și la celelalte căsuțe și să nu... Dacă sunteți de acord... Deci, acum să se votăm pentru comisie? Aceeași comisie trebuie votată ori... Separat. Separat. Și votăm comisii. Ok. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Iar acum pentru comisii. Dacă mai sunt și alte propuneri. O să rămână comisia, cum ați propus dumneavoastră. Are continuitate. Ok. Cine este pentru? Comisie, păstrarea comisiei. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în Sălin Moldova, strada Nicolae Bolcescu, domnului Boieru Constantin, în baza dreptului de preemțiune, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Domnul primar, da, și punctul 7 și punctul 8 urmăresc același obiectiv. Acolo sunt două pensiuni care nu au locuri de parcare și pentru că noi nu avem acum un plan de amenajare a acestor parcări, propun să le concesionăm aceste terenuri. Dumnealor au posibilitatea să facă amenajarea acestei parcări, mici amenajări, amenajări mai mari cu autorizație de construire, inclusiv în contractele de concesiune vom trece că la momentul la care noi avem un plan pentru zona respectivă și este de interes să îl punem în aplicare, dacă ne deranjează aceste parcări, atunci cu 30 de zile înainte îi notificăm și vor elibera practic spațiul. Nu simțim să acceptăm amenajări mari, doar să-și poată intimiza acolo locurile și să le rezerve, să le utilizeze. Dreptul de preemțiune este dat de faptul că se învecinează cu proprietățile dumnealor, respectiv nu este necesar să scoatem la licitație aceste terenuri. Prețul concesiunii este stabilit pe baza formulelor de calcul pe care dumneavoastră le-ați aprobat încă de un an jumătate, 2 ani în urmă.
Deci, în afară de parcare, nu are voie să facă altceva nimic, nu? Nu are voie. Destinația nu se schimbă. Este exclusiv pentru parcare și vom urmări acest aspect. Dacă încasează bani pentru parcare, pui să-mi bani. Ai lui. Pentru că plătește concesiune. Deci, din momentul în care a concesionat parcarea, din momentul acela o administrează și da, dar probabil o să o dea gratuit, că e o facilitate pe care o include în prețul camerei. Dar nu este treaba noastră. Oricum, noi peste taxa de parcare, de concesiune, nu mai putem să încasăm o altă taxă. Ar fi o dublă taxare. Rămâne accesul prin acea parcare, de se poate circula. Da, accesul se va face tot de accesul public. Accesul public se va face în dreptul punții pietonale. Ce a fost comisia de urbanism acolo? Vorbim de acces pietonal. Și auto. Deci accesul auto se mută în fața punții. Accesul auto va rămâne pe două puncte ca și până o parte ce va afecta. Da, da. Adică dacă el concesionează colțul acela să rămână accesul pe terenul lui, ar însemna să plătească un teren pe care are acces public. Și atunci scopul concesiunii este tocmai acesta, să-și poată așeza mașinile fără să fie deranjate de tranzit. Acolo, dacă deci știți, se poate circula public prin fața pensiunii boierului și următoarea? Da. Da, normal. Da. Dar acolo nu se modifică cu nimic. Se intră în partea de la piață și se iese în partea cealaltă. Se pune bariere și închide fiecare partea lui. Nu. Vorbim de un spațiu suficient, de cel limitat. Adică dacă rămâne accesul public, atunci ok. La domnul Boier, este chiar o zonă retrasă în aliniament cu vecinul, cu Scurtul, da? Scurtul este locuință particulară, dincolo este pensiune, da? Deci are 3 locuri, 4 locuri, câte mașini în cap acolo. Nu am perturbat linia parcării din fața familiei Scurtu. Bun, am fost cu comisia de urbanism acolo să poată... Rămâne acces public de circulație. Dacă rămâne atunci... Și apoi vine trotuar. El, dacă va vrea să facă anumite schimbări, nu? Are nevoie de o autorizație de, nu știu, beton sau alte garduri sau alte... Dacă doriți să uitați, pot să vă citesc proiectul de hotărâre unde spune acest aspect. Clarificăm lucrurile să nu avem... La boierul nu este cazul, pentru că boierul ia chiar în fața pensiunii. Chiar în fața. Cretul la următorul cum discutăm aici, vă referiți la următorul punct. Deci să rămână acces public acolo, atât. Dacă rămâne acces public, e ok. Păi atunci să trecem de punctul domnului boierul și să vedem ce se întâmplă la următorul punct. Da, dacă mai sunt discuții la punctul ăla. Deci dacă urbanismul a stabilit că rămâne acces public, este ok. Deci nu e o problemă. Nu mai puțin să dau citire. Se concesionează prin atribuire directe în domeniul public al orașului și administrarea consiliului local, teren de suprafață de 80 de metri pătrați, situație din intravilan, în baza dreptului de preemțiune, evidențiat în planul anex, care face parte integrantă din acest proiect. Durata concesiunii este de 5 ani, redevența este 1787,67 pe an, la nivelul anului 2019, urmând a fi recalculată în funcție de indicele de inflație. Concesiunea va putea înceta la inițiativa concedului cu notificarea prealabilă a concesionarului, în care interesul local o impune fără plata vreunei despăgubiri. Adică ne-am asigurat că dacă întrupem concesiunea, nu avem. Persoanele, așa, prin grijă a secretarului, se comunică. Da. Pe baza, deci în vederea amenajării parcării, pe baza unui proiect aprobat în conformitate cu prevederile legii în vigoare. Adică dacă vrea să-și amenajeze parcarea, va veni un proiect. Dar noi vrem să descurajăm amenajările și de asta am introdus că dacă va întrerupe concesiunea, noi vom întrerupe concesiunea, nu vom plăti despăgubiri. Respectiv, orice deținător de concesiune, nu știu eu ce investiții fac aici, dacă mă poate notifica primăria oricând
că poate întrupe. Și dacă ați văzut, este chiar frumos, sunt niște arbuști ornamental puși în niște oluri, adică oamenii se gospodăresc. Aici este vorba strict de intimitatea acelei pensiuni față de traficul public. Pentru că dacă știți foarte bine zona, da? Acolo oricum ai parcat, tot trebuie să treci prin fața lor. Și atunci, dacă el își limitează doar pentru utilizatori, pentru cei care au cazare acolo, atunci își desfășoară activitatea în condiții mai bune decât acum. Noi, au mașinile protejate. Da, da, și acolo se parcheze probabil doar cei care vin la hotel, proprietari de clădire, ce mai. Da, dacă mai sunt discuții. Vorbeam de accesul public prin fața pensiunii Lucrețu. Da. Deci, în condițiile în care noi îi dăm... Nu putem să impunem asta. Bun. Ce concesionăm? Ce în fața vilei tot? Da, exact. Până la trotuar. Perioada asta e un amânat foarte important. Nu că îl vreau eu. Da, nu am niciun interes acolo. Vorbim de scurtul. Scurtul a avut o casă, se pare că e la vânzare, n-are nicio legătură. Boierul următorul își concesionează din fața vilei, da, pensiunii, mă rog, da. Iar următorul își va concesiona ce? Domnul Păzire, ați primit niște planuri de situație. Uitați-vă pe ele, că e foarte simplu. Dar uitați-vă pe... Dar de ce nu le discutăm? Să știm ce concesionează domnul Crescu. Uitați-vă pe plan și eu am explicat foarte clar. Deci boierul păstrează limita cu scurtul, da? Deci da, nu iese în fața... În cazul boierului, da, e foarte așa clar. Și la pensiunea Moldavia Glas se concesionează colțul din dreptul pensiunii până la proprietatea cealaltă, și proprietatea de alături este a dumneavoastră. Și accesul în parcare se va face pe o intrare în dreptul punții pietonale care duce la bloc. Respectiv, nu modificăm cu nimic. Mie îmi pare rău că n-am discutat astăzi la comisie, ieri astea la comisie, pentru că sunt chestiile astea de televiziune așa. Adică vorbim despre neperturbarea nici a utilizatorului parcării, nici a parcării existente, care va rămâne de la piață până la limita acestei punți pietonale. Nu, eu cred că lucrurile sunt clare aici. Dar este dreptul dumneavoastră să acceptați sau nu această propunere mea. Eu, încă o dată, din rațiune de a oferi un confort, ați răspund de solicitările întreprinzătorilor noștri, amândoi sunt întreprinzători, deci nu dăm o parcare pentru o persoană, concesionăm o parcare pentru o persoană fizică și încă o dată ne-am luat măsurile necesare ca oricând primăria vrea să amenajeze acest teren care este în proprietatea noastră să poată face acest lucru. Într-un loc sunt 1600, într-un loc. Nu, eu mă referam la bani. Pentru că știți foarte bine că ne interesează și 7.000 și ceva de lei, al doilea prețul 7.500. Aveți și inclusiv calculul de acolo, 7.485. Da. Sunt planurile de situație, le aveți anexă la materialele pe care le-ați primit. Este foarte simplu. Dar sigur nu o să închide prețul la intrare în parcarea lui cu îndrobarii, el să nu mai cerbe. Sigur, tu dacă îi conduci. Nu, dar terenul e inclusiv accesul în parcare. Da, dar accesul în parcare se va modifica la nivelul punții pietonale. Da? Dar încă o dată, dacă am face, dacă am concesionat terenul în forma în care vă gândiți, el ar trebui în continuare să-i perturbe parcarea. Ar trebui două fâșii de concesiune. Una din fața clădirii și una din coaș. Sau să mutăm, intri, faci imediat pe lângă alei și vii în parcarea asta. Mi-am considerat că este mai bine să rămână așa. Și am fost acolo la fața locului, inclusiv traficul pietonal de pe punte va fi... Pietonal nu se poate fi oprit de nimeni, doar partea de jos este proprietar atunci, dar dacă se mai face o altă cale de acces, e dacă... Eu am văzut
Nu, scuzați, mașinile parcate, nu avea cum să treci dacă vrea să treacă. Este trotuar. Păi era pe domnilor consilieri, în parcarea aceea vor fi două căi de acces, cum a fost și până acum. Da? Deci cum a fost și până acum, numai că o cale de acces, dar nu vreau eu să... Dar dumneavoastră credeți că trebuie să... să nu știu, discutăm acum de punctul numărul 7, da? Aici suntem la punctul numărul 7. Discutăm de punctul numărul 7, domnul Boieru Constantin, da? Rog comisie. Domnul Boieru, domnul Boieru concesionează ceva în fața vitei, da? În fața vitei. Da, un aliniament cu vecinul. Nu specifică. Deci nu specifică peste, spre șosea. Următorul concesionează tot ce e în fața vitei. Deocamdată vorbim de domnul Boieru. Da, asta era problema. Deci eu n-am o problemă cu X sau cu Y. Problema e, rămâne acces public ori nu. Dacă el își concesionează... Acum mergem la următorul punct. Haideți să terminăm cu domnul Boieru și mergem la punctul de care vorbiți dumneavoastră. Nu? Sau vreți să discutăm la domnul Boieru? Cu Boieru este foarte clar. Da. Atunci, avizul comisiilor pentru punctul numărul 7, da? Vorbim de domnul favorabil. Constantin. Favorabil. Supun la vot, dacă mai sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Mocan. Așa. Deci doar domnul Mocan este obținut, da? Deci la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în Zrănii Moldova, strada Nicolae Bălcescu, domnului Crețu Cristian Ionuț, în baza dreptului de preemțiune. Inițiator economist, Doaciu Gheorghe, primarul orașului. Aici vin cu, dacă tot sunt discuții și nu s-a ajuns la un consens, vin cu precizare să amânăm punctul ăsta pentru următoarea ședință, pentru a putea să ne, și chiar rog din toate comisiile, să aveți un reprezentant. Eu am fost pe teren, am discutat cu acest domn și mi-a explicat și rog și din comisiile celelalte să vină să aibă un reprezentant, să purtăm o discuție și atunci vom fi pregătiți și vom ști, adică, pentru toată lumea să fie clar ce vrea și cum vrea acest domn să concesioneze. Deci propun spre amânare acest punct. Dacă supun la vot, nu? Deci supunem la vot amânarea. Cine este pentru? Ca să fie clar pentru toată lumea. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Zrănii Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna august 2019. Inițiator economist, Doaciu Gheorghe, primarul orașului. Da. Ca de fiecare dată, nu știu cine urmează. Cine n-a fost? Pentru că mai amestecat sau... Începem cu ordine calendaristică, cei care au venit. Solomon, apoi Bertanu. Începem. Cu litera S și apoi la început. Solomon. Da. Solomon. Domnul Cornel Solomon, dacă sunteți de acord. Tot o să trebuie, după mai o să vedem dacă și noi suntem de acord. Da? Da. Deci, avizul comisiilor. Domnul Interese, dacă știți că nu o să puteți fi domnul Solomon, ai schița aia să ne vedem. Favorabil. Cine este pentru? Domnul Cornel. Nu am uitat. Se abține cineva? Domnul Catrințaș, v-ați abținut? Suplimentările. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 în anul 2019. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Pentru a nu se face o confuzie că noi n-am utilizat banii anul trecut și avem excedent, fac precizarea că acest excedent este
banii aceștia sunt primiți de la guvern pentru podul Dobru, pentru că nu am terminat documentația tehnică la timp. Acum suntem în faza să scoatem la licitație, avem totul gata și vrem să utilizăm acești bani, adică să creăm premisa să-i utilizăm, sperăm să avem repede un constructor și să rezolvăm această problemă care ne-a dat multă bătaie de cap. Cu expertize, cu tot felul de studii, așa e situația când e vorba de obiective din astea de infrastructură grea, să spunem. Dacă sunt în stau la dispoziție, este vorba exact de suma pe care am primit-o de la guvern. S-a discutat și ieri în comisie, a fost și economic. Avizul comisiilor? Favorabil. Supun la vot cine este pentru. Se abține cineva? Potrivă, nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pus în scopul realizării obiectivului investițional. Concesionare teren în vederea construirii unui parc de distracție, tip aventură, parc și stână turistică, situată în strada Nicolae Bălcescu, FMN, zona Camping Sfălin Moldova, inițiator economist Daciu Gheorghe, primarul orașului. Da, nu este vorba de o concesiune a terenului, pentru că terenul aparține comunei Oidus, este vorba de un PUS, un plan urbanistic zonal, pe care eu vă rog să-l aprobați și să oferim posibilitatea acestui investitor să-și facă planul de afaceri și să mai avem un obiectiv în Sfălin Moldova pentru a crește atractivitatea zonei noastre, în zona camping, aproximativ unde a fost, în zona unde a avut pârtia, peste apă de zona de camping. Da. Dacă nu sunt discuții referitoare la acest punct, dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Ultimul punct, diverse. Dacă se înscrie cineva la diverse. Aș vrea eu să fac câteva precizări pentru cei care ne urmăresc. S-a finalizat instalarea controlului de iluminat pe Valea Stănicului. Acum avem până la Cireșoaia lumină și mai modernă și mai bună, dar și mai o să plătim curent mai puțin, mai economic. Am reușit să suplimentăm numărul de corpuri de iluminat în așa fel încât în următoarea etapă, în maxim o lună de zile, vom instala și pe străzile laterale. Respectiv, vor mai rămâne maxim 100 de puncte de loc de lampă, de 100 de lămpi care nu vor fi schimbate. Am făcut un efort bugetar în acest sens și sperăm ca foarte repede să se vadă și în confortul cetățenilor. S-au finalizat lucrările de amenajare a zonelor, digurilor unde drumul național a fost afectat. Mai avem un singur punct la Cireșoaia. Se lucrează și s-a reușit să se facă fără întreruperea totală, adică fără devierea circulației. Practic nu se poate întrupe, dar au găsit soluții constructorul și se circulă cu restricție, dar se circulă și sperăm foarte repede să se termine și acest obiectiv. Și sperăm ca cei care urmăresc materialul să vină la zilele Stănicului. Avem weekendul următor, 19, 20, 21, zilele Stănicului și invit pe toți să vină să ne bucurăm împreună de sărbătoare și sperăm să fie și vremea bună și să ne să oferim și noi cetățenilor noștri câteva momente de bucurie. Dacă aveți ceva întrebări. În prima rând, legătură cu linatul public. De exemplu, pe strada Libertății de la Valea până aproape în capăt, unde s-a schimbat, unde nu s-a schimbat. Și
fie rău pe acolo. Și am întrebat, de ce nu schimbați toate rampele? Deci că nu avem coliere. Bun, este o primă etapă. Ah, este o primă etapă. Da. Probabil întrebat, adică ce nu schimbă. Sunt anumite puncte unde anumiți stâlpi, suportul de stâlp, de diferite forme, cum i-a prins vremea și dacă el nu a avut, știind că se va întoarce, a amânat... Unde nu vom avea leduri în zonele izolate, adică la, pe strada Libertății de aglomerare urbană nu se pune problemă. Doar că o să mai renunțăm la... niște becuri puse așa artizanal de băieții deștepți, asta este o altă poveste. Vă asigur că o să fie lumină pe toate străzile așa cum trebuie. Nu. Ăla consumă 350 sau 350 de vați, nu știu cât are un bec din ăla. Și ăsta are 30 de vați. Pe străzile laterale, iluminatul va fi de 30 de vați, dar va fi ca și ăla de 300, că lumina este... Chiar avem o reacție foarte bună a cetățenilor. Sperăm foarte curând să putem da măcar puțină lumină locuitorilor noștri. Aș trebui să ținem cont că ce zi se face la părul ăla acum nu s-a făcut nici pe albiarului mare, aslănic, înainte. Deci, da. Calitatea... Trebuie... Așa ar fi trebuit să se facă. Acum, dacă vreți, faceți o fotografie așa cum arătau zidurile. Cum arată astăzi zidurile făcute în 2005 și cum arată asta. Nu vreau să comentez, ar însemna să pozez în postura de lăudăros, dar suntem mulțumiți de cum s-a lucrat la aceste ziduri de protecție și suntem convinși că vor rezista, nu o să ne fie rușine cu ei. La mine în fața acolo au uitat drumul național să facă cei de vreo zi. Nu. Asta a fost rezi. Nu s-au uitat. Mai sunt 2 metri până la urmă. Da, a fost, a fost atunci comisia de la, de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. A trecut că este avariat parțial. El așteaptă să cadă drumul ca să... Avem mai multe puncte pe Valea Sănicului în situația asta. Știți foarte bine, v-am spus, acum dacă tot s-a deschis subiectul, există un alt proiect care prevede refacerea zidurilor de sprijin și construirea de ziduri de sprijin noi. Sunt unele zone unde nici nu se mai cunoaște. Noi știm că au fost acolo niște cuburi de piatră și era un zid de sprijin făcut acum 100 de ani. La momentul acesta ei nu se mai văd de a luat apa și Apele Române nu au interpretat-o că este o avarie. În sensul în care se face un proiect nou, sunt 18 km de ziduri, de dicuri, de la intrarea în localitate până sus la camping, inclusiv în zona drenului, ultimele ziduri. Și noi sperăm că acest proiect să fie aprobat. Dar vorbesc de ambele laturi ale râului Slănic. Nu vorbim de zona de blocuri și de stațiune. Noi vorbim de Valea Slănicului acum. Zona de blocuri și de stațiune este o altă situație. Avem confirmare de la Apele Române că aceste ziduri nu sunt în inventarul Apelor Române. Noi nu le avem în inventar. La momentul acesta încă negociem, să spun așa, că dacă Apele Române le preiau, atunci trebuie să le și întrețină și e o greutate și o responsabilitate pentru dumneavoastră. Pe de altă parte, dacă le-am preluat noi, nu știu din ce buget am reușit să le facem. Avem și argumente pro și contra. Spre exemplu, argumentul pro, adică în sensul de a fi preluate de către noi aceste ziduri de sprijin, argumentul este că ele sprijină proprietatea UAT. Dacă ne gândim pe toată porțiunea asta, foarte puțini sunt proprietari privați care se învecinează cu apa, celelalte faleze și ce avem chiar în zona izvoarelor, dar și de la restaurantul Cerdac la deal, pe partea aia sunt, terenurile sunt tot ale noastre și atunci noi dacă am amenajat aceste căi de acces pietonale auto și
zidul nu s-ar amenaja simultan cu calea de acces, ar risca să, când vine apa, să ne ia investiția noastră și atunci este de interes pentru noi să preluăm aceste ziduri. Pe de altă parte, ne gândim la resursele financiare, că este o responsabilitate să le preiei, să le întreții și poate reușim să luăm o decizie. În orice caz, la momentul respectiv veți fi consultați, va trebui chiar o aprobare în acest sens de Consiliul Local și o să fim transparenți în sens. Nici nu știu dacă trebuie aprobare de Consiliul Local ca să preluăm în inventar anumite obiective, dar chiar dacă nu, o să vă consultăm. Și vreau să mai anunț, era să uit, ieri s-a semnat contractul cu Pugul orașului, cu furnizorul de Pug. Respectiv, de ieri, în 2 ani de zile, peste 2 ani de zile, sperăm să avem un plan urbanistic general. Vă vom invita și pe dumneavoastră, dar și pe cetățeni, pe întreprinzători, la dezbateri publice, în sensul de a reglementa toate problemele care nu au fost reglementate de 20 de ani, respectiv procentul de ocupare a terenului, care este o mare problemă pe Valea Stănicului, respectiv zonele de turism, de agroturism și alte aspecte. Da, intravilanul, extravilanul, da, putem să extindem puțin intravilanul, ne dorim acest lucru. Localitatea noastră s-a dezvoltat și se va dezvolta și încercăm să reglementăm aceste lucruri. Este, după 5 licitații, în sfârșit avem un furnizor, un contract semnat și asta este îmbucurător pentru noi. Este foarte bine ce s-a întâmplat. Dacă mă asemnă, muntea de la Cireșoaia de la școală, știți că am mai vorbit pe dată, stă să cadă. Se aplică recet până majoritatea aia la copiii. Plus că Moruțul s-a strâns în partea de sus, la următoare apa, de la trece apa. Da, am fost, știu despre ce este vorba, acolo ea trebuie înălțată și consolidată. Avem, la momentul acesta, ce am reușit să facem, am pus LED-uri ca să fie luminată și noaptea să poată circula, dar pe partea de consolidare, dacă o facem cu ajutorul riverainilor, a cetățenilor, atunci noi putem să punem materiale la dispoziție. În rest, ca o reparație. În rest, toate lucrurile trebuie făcute cu proiect, cu autorizație, nu este o glumă. Așa că mă angajez față de dumneavoastră, de metal, peste betonul respectiv, sudat și... Se găsesc soluții, găsim soluții. Poate chiar spart betonul respectiv și renunța total la beton, care are și o calitate specifică și pus o tablă striată sau chiar niște, cum am pus și pe alte punți, niște traverse de rectangular și cu dulapi impregnați, care rezistă destul de bine. Am reținut și vom rezolva și problema asta. Dacă se găsesc materiale... Da. Și apropo, că au apărut în mass media, în special în spațiu online, comentarii cu terenul de sport de la Cireșoaia, așteptăm finanțatorul, sponsorul nostru să ne dea ultimele materiale didactice, să recepționăm terenul, dar chiar și până atunci am obținut acordul și în fiecare după-amiază, acolo este cineva din partea primăriei care va monitoriza activitatea și va oferi accesul gratuit elevilor și studenților. Ceilalți care deja au venituri, trebuie întreținut acest teren de sport și atunci putem să jucăm un fotbal ca și în sala de sport și în terenul de sport. O să punem, încă nu am stabilit neapărat o taxă, o să venim la dumneavoastră să vă reglementăm. Dar noi ne gândim totuși că adulții, cei care au salarii, pot să achite o mică taxă. Pentru copii, domnul profesor deja de sport și-a făcut un program cu copiii și vrem să-l utilizăm cât mai mult. Nu este, scopul nostru nu a fost să-l facem ca să-l punem ca expoziție.
transmiteți la toți cei interesați că pot veni să practice sportul acolo, organizat, pentru că altfel ar însemna să se întâlnească copiii mai mari, copiii mai mici, sau poate adulți cu copii, și atunci nu este corect. Adverse? Mai vorbim. E clar, ședința închisă.